Frați și surori, cuvântul Domnului din dimineața aceasta ne-a vorbit că se prea poate ca noi oamenii să fim oamenii care să ne comparăm unii cu alții. Și este un mare adevăr, oricât ai fi de rău sau oricât ai fi de bun, este unul care e mai bun decât tine și este altul care e mai rău decât tine. Spunea fratele Cătălin că noi ne comparăm și de cele mai multe ori când vrem să ne dăm drepți mai buni, căutăm pe cineva care e mai slab sau care face lucruri care noi nu le-am făcut. Însă cuvântul Domnului, când îl citim, începând din Geneza până în Apocalipsa, ne arată că cineva, o mână puternică, ne ține pe noi în picioare, ne dă putere, ne dă viață, ne dă suflare. Pune în noi gândul acesta de a-L căuta pe Dumnezeu, pune în noi puterea de înfăptuire a voinței Lui. Cuvântul Domnului ne arată că Adam, după ce a păcătuit, el s-a ascuns de fața lui Dumnezeu. Omul când păcătuiește, se ascunde de fața lui Dumnezeu. Interesant că sunt unii care continuă mai departe, nu interesează de fața lui Dumnezeu, dar totuși, ca să dea bine, ca să stea în picioare, totuși ies în evidență și se compară unii cu alții și mai au și curajul să disprețuiască pe alții. Pilda aceasta, Domnul spunea, într-un context foarte, foarte interesant și important, și el spune așa: am mai spus și pilda aceasta pentru că unii care se credeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Și îmi imaginez că poate chiar era acolo vameșul și fariseul acesta în contextul sau în fața predicatorului, în fața Domnului Iisus Hristos. Numai că Domnul surprinde aici pentru că a spus pilda aceasta că erau unii, și nu-s puțin la număr, care se încred în ei însă și nu numai, ei încep apoi să disprețuiască pe alții. Eu am observat lucrul acesta și cred că nu vă spun noutăți. Am observat în societate, după aia vorbim și despre biserică, dar în societate am observat că sunt oameni care au anumite caracteristici bune și la un moment dat vezi, de exemplu, am întâlnit de multe ori colegi de muncă: uite mă, ăsta a divorțat, uite mă, ăsta nu-i bun de nimic, uite la ăsta, bă, uite, bețvan, uite aici, nu are moralitate, n-are, și se disprețuia în felul acesta. Întrebarea care am pus-o sau o pun și pun și în dimineața aceasta, fraților, surorilor: tu cu ce ești mai bun? Eu cu ce sunt mai bun? Oare prin ce ai devenit tu așa de drept, de stai ca pomul în picioare și la tine nu se întâmplă lucrurile astea? Nu ți-ai pus vreodată întrebarea? Avem totdeauna tendința aceasta, după ce ne ridicăm un pic, ce știu, din punct de vedere moral sau din punct de vedere material, să ne ispitească satana, diavolul, ca să ne comparăm apoi unii cu alții și mai ales să judecăm pe cel care are mai puțin sau n-are deloc. Ați observat la copii, tare mult învăț de la copii: uite la ce murdar e pe la față. Și eu zic: stai un pic ușor, ia, scot telefonul. Tu erai mai murdar când erai mai mic ca el. Nu mai arăta la nimeni, nu mai spunea nimeni. Ba da. Căzut jos, uite la cade jos, nu poate să stea în picioare. Stai să-ți arăt un pic. Și tu când erai mic, și tu cădeai jos. Dar tu cădeai mai de-a tumba decât el. Ați observat? Te învață cineva ceva, ce știu, dirijor, să predici, să faci o lucrare, vorbim de biserică, să conduci, să faci ceva, și la un moment dat, ai uitat cine te-a învățat. Dacă cineva te întreabă după câțiva ani: mă, dar cine te-a învățat pe tine să predici sau să aduci un îndemn? Cine? Măi, cred că, eu zic că m-am născut învățat. Așa, dintr-o dată, wow, am făcut ceva studii, am citit, dintr-o dată am devenit așa. Nici nu mai știi profesorul. Care au fost profesorii voștri la școală? Nici nu ne mai doare capul. Profesorii la grădiniță, nici nu ne mai doare capul pe noi. Dar noi suntem mari. Noi suntem profesori la ora actuală. Cine mai doare pe noi capul de cei care ne-au învățat? Și la un moment dat vine o aroganță de aceasta spirituală și vine o aroganță de aceasta că tu și eu ai atâtea abilități datorită că ești deștept, datorită că te-ai descurcat, datorită că ai muncit, că ai adunat, că ai agonisit, și la un moment dat te vezi ca unul singur, că nu mai ai nevoie nici de Dumnezeu.
Dumnezeu în dimineața aceasta vrea să spună, nu vrea să spună, mă, poți să fii ca fariseu. Așa, tu să trăiești cum trăiești, da? L-a descris Vameș într-o oareșcare măsură, dar Domnul îl știa mult mai mult decât îl știa Vameș, fariseul pe Vameș. Nu ne spune Biblia că noi trebuie să trăim ca Vameșul, nu. Nu ne asta ne încurajează. Important, când vii la adunare, să te pui jos, da, m-a prins Cătălin cu Batista la mine, să ai Batista așa din când în când și dacă ai vărsat două, trei lacrimi, iară de mâine o iei tot în mersul tău imoral. Nu! Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, pe noi ne învață să venim la Domnul, să ascultăm de glasul Lui, să ne rugăm, să ne umplem de putere, de Duhul Sfânt, să trăim, să înfăptuim voia lui Dumnezeu și când te uiți la cineva căzut jos, să plângi pentru el. Dacă îl poți ridica, apropii-te în dragoste, în umilință, în smerenie și ridică-l, dar dacă nu, nu-l judeca, nu-l arăta cu degetul. Și nu te duce cu aroganță, că s-ar prea putea, spune Scriptura, ca să cazi și tu. Am întâlnit. Și nu vă spun noutăți. Bă, dar de ce faci tu, bă, astea, lucrurile astea? Păi na, ce-o să-i spus ăla? Le facă asta, sprins, îți legat și asta. Bă, lasă-o în colț, bă, nu ți-i rușini la obraz. Și am văzut după aia că respectivul care era jos, eu mai zic și niște vorbe mai aspre și mai urâte, și la un moment dat l-o și lua la fugăreală pe ăsta nostru, care s-o dus să ridice. Dacă vrei să ridici pe cineva și într-adevăr îți pasă de el, roagă-te, mijlocește, spune un cuvânt de bine, spune-i că de acolo te-a ridicat și pe tine Domnul. Și tu stai în picioare datorită faptului că cineva te-a ridicat de acolo de jos. Doamne, ajută-ne, dă-ne înțelepciune, dă-ne lumină. Domnul să fie lăudat. Dacă stai în picioare, Dumnezeu te ține în picioare. Dacă nu stai în picioare, fă-ți o cercetare în ziua aceasta, de ce nu stai în picioare? E nevegherea ta, luptele, sfrământările, îi poate izolarea ta personală, te izolezi ca mădular în trupul lui Hristos, te pui deoparte, nu discuți, nu vorbești. Am observat acum cu stăruința și nu numai, că avem experiență pe linia aceasta, am observat biruințele cele mai mari care le dă Domnul. Când vezi persoane care s-au izolat, care s-au ascuns, care se ascund în păcatul lor, îi vezi la față, îi vezi la chip, ne întâlnim în prezența Domnului, discutăm, povestim, chiar ne rugăm, ascultăm o cântare, însă sunt lucruri care te ține legat, nu te lasă să te bucuri. Interesant lucru, că nu se face părtășia aia în Duh. Nu se face legătura aia în Duh. Când te pui la rugăciune și vezi că simți pacea aia, liniștea aia, prezența aia lui Hristos, care vine peste tine, peste mine, peste mulți nu vine, că ei s-au izolat. Ei au făcut un păcat în ascuns, trăiesc în ascuns, anumite slăbiciuni, anumite lucruri, ei vin, că dacă nu vin, îi întreabă cineva, dar de ce nu te duci? Zilele astea am auzit o mărturie, ați văzut și în biserică, dar personal am văzut lucrul acesta, zice, uite frate Petru, eu am doi băieți și fata, toți trei s-au pus de acord, dar erau sub 10 ani, toți trei s-au pus de acord, de ce nu te mai rogi? De ce nu mai mergi la adunare, tate? Și parcă mi s-o zbârli părul pe mine, cum să-mi spună copiii mei lucrurile astea. De eu știam de ce nu merg la adunare. Nu dați vina pe oboseală. Nu dați vina. Că atunci unii îmi fi de fier și alții de lut, de pământ. Toți suntem obosiți, toți suntem istoviți, toți suntem ispitiți în fel și feluri, dar unii dintre noi nu vrea să lupte, nu vrea să se ridice din starea lor. Și de aceea e nevoie ca tu și eu, noi, să ne ridicăm din starea de care suntem noi, să venim la Domnul și să cerem putere. Doamne, dă-ne putere, dă-ne biruință, să ne putem ridica din starea din care suntem noi. Dacă ar fi în dimineața aceasta să răspunzi la întrebarea aceasta, îți place de tine cum ești înaintea Domnului? Cel mai corect vei răspunde dacă cunoști Scripturile, Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu și cunoști tradițiile și obiceiurile și datinile, s-ar prea putea să spui, uite aici, n-am spart capul nimănui, da? N-am furat boul nimănui, n-am furat nevasta nimănui, n-am furat lucrul nimănui, uite aici, da, pot să stau în picioare. Nu! Nu! În dimineața aceasta vreau să spun că gândurile, frământările, îndoielile, necredința care trece pe la mintea ta, pe la inima ta, îl întristează pe Dumnezeu.
Îl înjosește pe Dumnezeu. Nu mai spun faptele pe care unii le fac sau trăiesc în ele. Dar Dumnezeu în dimineața aceasta vrea să spună, să-mi spună, ai credință în inimă. Dacă ai credință, ai nădejde. Dacă ai nădejde, gura ta nu va tăcea, va lăuda pe cel prea înalt. Tot ce am, tot ce sunt, tot ce am primit de la Domnul, am toate lucrurile, gloria lui Dumnezeu. Amin, amin, slavă Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Cred că sunteți în zi de post de asta, nu spuneți amin. Vrem să ne rugăm pentru o cauză și nu numai. Avem câteva cauze care noi le afișăm aici în biserică. Spune aici sora Tabita să ne rugăm pentru tata dumneiei, pe nume fratele Mihai. Este bolnav în spital și am vrea să înălțăm o rugăciune pentru fratele acesta scump. Am vrea să ne rugăm pentru copiii noștri, pentru frați, surori care sunt bolnavi în biserică. Domnul să-i binecuvinteze. Vreau să închei cu un gând care Dumnezeu zilele acestea mi l-a pus pe inimă, cugetând la acest cuvânt al Domnului. Am fost la câteva ungeri cu un de lemn. Spunea cuvântul Domnului în Iacov, capitolul 1, versetul 2, în jos, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Cel care ne încearcă, să ne îngăduie în încercare, nu face lucrul acesta să se distreze cu noi, ci El ne îngăduie, care are un scop bine definit cu noi. Și spune așa, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de niciun bine. M-am gândit, am rămas cugetând la acest verset zilele acestea, dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și ea îi va fi dată. Am observat când Dumnezeu ne încearcă, Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine. Am observat când Dumnezeu te trece prin suferință, Dumnezeu atunci poate vorbi cel mai sensibil direct cu tine personal. Am observat când ești în suferință sau în încercare, nu se mai duce mintea la mâncare, nu se mai duce mintea la distracție, nu se mai duce mintea la relax, nu se mai duce. Am observat când omul e zdrobit în suferință, mai ales dacă Domnul îngăduie să fii țintit acolo la pat, vine Duhul Sfânt și stă de vorbă cu tine, stă de vorbă cu mine. Eu am să vă spun câteva lucruri, nu mi-e rușine să vi le spun. Am observat când ești în suferință, să știți că Domnul zdrobește mintea, eu tău, orgoliul tău și te faci mai bun, nu te faci mai rău, te faci mai bun. Am observat că în suferință atunci vezi o grămadă de lipsuri care le ai. Doamne, dacă aș mai fi sănătos, dacă aș mai putea alerga pe picioare, dacă ar mai putea grăi gura mea, dacă ar mai putea vedea ochii mei. Și facem o grămadă de ajuruință în mintea noastră, Doamne, dacă m-ai ajuta. Și vine imediat Iacov foarte înțelept și vorbește din partea Domnului, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea s-o ceară. De obicei noi recunoaștem că ne lipsește înțelepciunea în a ne coordona viața bine, tocmai când suntem în suferință. Da? Ia tânărul o mașină, îi spune mama, tata, hai că eu iau ăștia mai mici, da? Am așa experiență cu tinerii. Mă, nu lua mașina aia. Aia e scumpă, asta te costă. Mai trece un pic, își dă seama că nu poate plăti asigurarea. Nu mai zic că dacă mai și boțește, Doamne, ai milă. După aia mai trece un pic, vede că nu-i ajunge salarul. Și el tu stă frământat, Și mai trece un pic, nu mai zic. Mai vin și altele, mai are și de gând să căsătorească. El zice, băi, dacă țin mașina asta scumpă, mai vreau să mă iau și o soție scumpă, eu nu pot să merg înainte. Și mintea lui frământă și frământă. Dar nici nu s-a uitat la sfatul lui mama, lui tata, nu. Trece timpul, trece vremea și vezi pe tânărul nostru că parcă începe să-i vină mintea la loc. Mulți dintre noi, când Domnul te îngăduie acolo să nu mai poți vorbi, să nu mai poți vedea, să nu mai poți ieși din casă, cât ne-am gândit în vremea de pandemie, mă, dacă m-ar lăsa acum, m-aș duce până în capul ăla de oraș pe jos să vizitez frații mei. Acum avem mașină, avem timp, avem stradă liberă, fără hârtie, fără nimic și te poți duce, dar nu te mai gândești la asta, e normal. Domnul astăzi vrea să spună în încercare, în frământare, în necaz, în problema în care ești, dacă îți lipsește înțelepciunea, nu-ți fie rușine să o ceri, să o cerem de la Domnul, dar să o cerem, fraților. Și când cerem înțelepciune de la Domnul, adică când mă ridic de acolo să fac ceea ce eu am hotărât în inima mea, când Dumnezeu mă scoate din necaz, din încercare, din strâmtorare, să împlinesc juruința care am făcut-o celui preanalt. Și Dumnezeu mă va ajuta. Și Dumnezeu ne va ajuta. Haideți să stăm ridicați pe picioare. Am vrea să ne rugăm pentru aceste cauze care s-au adus înaintea Domnului.
și în mod deosebit pentru fratele Mihai, Dumnezeu să dea sănătate, Dumnezeu să se îndure. Zilele acestea am fost și în România, am întâlnit iarăși familii tinere care moare mama, moare tatăl, rămân 7, 8, 10 copii, foarte multe cazuri, parcă ca niciodată, ori poate că ajungem mai repede la cunoștința noastră prin toate modalitățile acestea care le avem de comunicare, dar am observat foarte mulți copii rămân orfani, foarte mulți copii. Când mă sună telefonul de multe ori, intuiesc așa firește, gata, mă sună cineva să mă rog pentru încercare, pentru necaz, pentru frământare. Sunt atâtea necazuri. Vreau să vă îndemn în dimineața aceasta, alăturat de cuvântul acesta care Domnul l-a vorbit prin frați la timpul de rugăciune. Fratele Cătălin, haide să ne comparăm cu Iisus. Doamne Iisuse, uite, stau în fața Ta. Tu m-ai creat și eu sunt al Tău. Doamne, dacă Petru spune că are ceva, că au adus ceva pe pământ, mustră-l, îndreaptă-l, lovește-l cu nuiaua, nu lăsa să se abată de la Tine. Inima mea să nu se abată de la Tine, de la cuvântul Tău. Dă-mi înțelepciunea care vine de sus, dă-mi înțelepciunea care vine din cuvântul Tău. Tu ești Creatorul, eu sunt creația mâinilor Tale, Doamne. Eu vin de 33 de ani în urmă, Tu vii din veșnicie și mergi în veșnicie. Eu sunt nimic, mai trăiesc un pic și iar nu mai sunt. Cine sunt eu, Doamne? Cu cine vreau să mă compar eu, Doamne? Vreau în dimineața aceasta să mă proștern la așternutul picioarelor Tale. Vreau să sărut picioarele și lacrimile mele să le spele picioarele. Vreau în dimineața aceasta să spun, Doamne, tot ce sunt, tot ce am, am o minte sănătoasă, Tu mi-ai dat-o, Doamne. Amin. Am o familie sănătoasă, Tu mi-ai dat familie sănătoasă, Doamne. Am copii care mă ascultă deocamdată, Tu mi-ai dat, Tu mi-ai ajutat și Te ascultă. Am frați, am surori, am atâtea familii dragi, scumpe. Doamne, binecuvântat să fie numele Tău. Ai botezat cu Duhul Sfânt copiii noștri, tineri, frații, surorile. S-au predat o mănunchi de suflete Ție, Doamne. Ce bucurie a făcut Dumnezeu în mijlocul nostru. Cine face toate aceste lucruri? Dacă nu Domnul, gloria lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea să merită să spunem din toată inima, măcar dacă n-ai venit cu inimă atâta de plină de mulțumire, că ești încercat, că ești în suferință, că ești apăsat, că ești obosit, măcar acum spune-i Domnului, Doamne, da, am înțeles, din nou Duhul Sfânt m-a răscolit în mintea, în inima mea, că tot ce am de la Tine, am toate lucrurile, că Tu ești Dumnezeul meu și că Tu nu mă lași. Toate lucrurile sunt în mâinile Tale și Tu ai un scop, Tu ai un plan bine definit cu viața mea, cu familia mea și vreau să Te laud, vreau să Te binecuvânt. Dumnezeu să fie lăudat!